Situație nemai întâlnită în aeroporturi. Mii de oameni au rămas la sol după ce Blue Air a anulat cursele până luni. Compania acuză Ministerul Mediului că i-a blocat conturile. Un român stabilit în Germania cu familia și-a ucis soția, tot româncă, după o ceartă violentă. Nu este exclus să fi fost sub influența drogurilor, spun apropiații. Și companiile din energie au primit în total sancțiuni de 21 de milioane de lei anul acesta, în urma reclamațiilor făcute de abonați. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Este haos pe aeroporturile din România după ce pentru prima dată în ultimii 30 de ani o companie aeriană nu și-a mai putut plăti costurile de operare a zborurilor. Ministerul Mediului spune că a blocat conturile Blue Air pentru o datorie de aproape 30 de milioane de lei, taxe neplătite pentru emisiile de carbon ale avioanelor. Din această cauză, în toată țara, peste 20 de avioane au rămas la sol și mii de oameni nu au mai putut pleca spre destinații din toată Europa. Blue Air acuză Autoritatea pentru Protecția Consumatorului că a instigat pasagerii să nu mai cumpere bilete, situație care i-a provocat operatorului de zboruri low cost pierderi de milioane de euro. Pe de altă parte, reprezentanții statului, prin vocea Ministrului Mediului, au transmis că blocarea conturilor Blue Air nu era un motiv de suspendare a zborurilor și au cerut companiei să reia, oferind ca soluție reeșalonarea datoriilor. Da, zbor anulat. Ne-a ținut la 1:25. La 2:15 anulat. La 3:30, la 4:30 și acum a anulat. Era dimineață când pentru pasagerii Blue Air a început coșmarul pe aeroportul internațional Otopeni. Mai întâi pe panouri în dreptul curselor a apărut informația că unele au întârzieri, apoi rând pe rând au fost anulate. La ghișeele de check-in s-a creat învălmășeală. Nu ne dau nicio explicație că după data de 12 se deblochează zborurile, nu ne rambursează. Dar ce facem noi ăștia din provincie? Odată a zis că are întârziere și dintr-o dată anulat, cancel. Anulat alte bilete la altă companie. Altă companie, am dat 450 de euro și ne ducem în dimineață. Noi la București cu microbuzul, am stat aici, așteptăm și acum poc s-au anulat totul. Unde o să dormiți până mâine? Mune, aici cred că. De acum nu mai avem bani deloc. Am dat toți banii, toți cilei și ce am avut. Ca să ajungeți la muncă în Spania. Păi corect, dacă nu, noi pierdem muncă. Cer informații și văd că nu este nimeni la informații. La biroul Blue Air de aici? Da, la biroul Blue Air nu este nimeni. Și mâine trebuie să mă prezint la servici. 3.000 de oameni au rămas la sol, după ce, spun autoritățile, 14 curse Blue Air au fost anulate. Urmau să ajungă la Paris, Stockholm, Lyon, Atena sau Cluj-Napoca. Iată ce s-a întâmplat cu pasagerii care urmau să zboare în Franța. Nu li s-a zis nimic, nu a venit niciun reprezentant Blue Air, ci au fost doar reprezentanți ai aeroportului, care erau aproape să fie linșați de oamenii nervoși. Noi ne-am mișcat rapid și ne-am luat bilete în timpul scandalului la altă companie și lumea a devenit foarte nervoasă. Situația s-a repetat și pe aeroporturile din țară. La Cluj au fost anulate 3 curse Blue Air, spre Heraklion, București și Valencia. Se trebuie să facă ceva, doamnă, nu putem lăsați oamenii așa. Nu dați numeri și nu dați nicio soluție. Voi aveți unde să mergeți acasă, noi nu avem. Suntem cu o fetiță de 11 luni. Nu mai am bani? Ce fac eu cu bebelușul? M-a primit aici? M-a primit aici 6 zile? Ne-au dat bilete, locurile în avion, tot. Și am așteptat să plecăm. Și au apărut că s-au anulat zborul. Ne-au anunțat să ne luăm bagaje și să plecăm acasă. Am stat ca niște animale. Și am așteptat și nimeni nimic. Nici măcar o explicație. Vă dăm bagajele și plecați acasă. În Bacău, 200 de oameni nu au mai plecat spre Roma. După aia, la fără 20, zbor anulat. Ai venit aici, ai mașină închiriată, ai lăsat mașina. După aia, aparte asta, dar munca. Am mașina la aeroport, plătește alți bani. Haosul s-a creat după ce Blue Air nu a mai putut să plătească nimic din ce presupune operarea zborurilor, cum ar fi de pildă carburantul pentru aeronave și taxele de aeroport. Compania a transmis că a ajuns în această situație pentru că i-ar fi fost blocate conturile, adică i s-a pus o interdicție bancară care o împiedică să-și folosească banii. Interdicția, spune Blue Air, a fost cerută de Ministerul Mediului, dar reprezentanții acestei instituții guvernamentale au transmis că solicitarea a fost făcută pentru că Blue Air nu și-ar fi achitat taxele pentru emisiile de carbon ale avioanelor, conform reglementărilor europene. Compania Blue Air are o datorie de peste 2,28 de milioane de lei datorii la bugetul AFM. Este în procedură de executare silită de foarte mult timp.
motiv pentru care s-a procedat conform legii la recuperarea acestei creanțe. Decizia de a suspenda aceste zboruri este una absolut nejustificată. Blocarea conturilor de către AFM nu justifică în niciun fel suspendarea imediată a tuturor zborurilor de către această companie. Cer Blue Air să reia zborurile imediat, să-și onoreze obligațiile față de călători, să se adreseze imediat AFM pentru a solicita o reeșalonare acestei datorii. Compania aeriană low cost acuză însă că această blocare a tuturor conturilor bancare ale Blue Air a venit la scurt timp după declarațiile publice și instigările directe de nu mai cumpăra bilete Blue Air, propagate în spațiul public de către un reprezentant cu rang înalt al statului român, respectiv președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor statului român. Potrivit aceluiași comunicat, declarațiile președintelui ANPC au dus, printre altele, la distrugerea încrederii pasagerilor în Blue Air și au generat pierderi companiei de peste 5 milioane de euro prin reducerea vânzărilor de bilete. În același timp, s-ar fi blocat anumite discuții pe care acționarii Blue Air le au cu două firme de investiții, dispuse să ajute compania să își revină. Am recomandat să fie precauți. N-am spus nici cumpără, nici nu cumpără. Dar mai mult decât atât, spuneam că undeva în toamnă își pregătesc ieșirea de pe piață. Ei n-au mai achitat facturile furnizorilor, probabil din dorința de a capitaliza cât mai mulți bani. Revoltați, pasagerii blocați în aeroportul Otopeni i-au cerut explicații unui reprezentant al companiei. Le-am recomandat să ceară rambursarea biletelor și să-și cumpere bilete pe altă companie. Alte soluții în momentul ăsta nu avem. Apă și mâncare le-ați putut acorda? Nu v-am auzit. Apă și mâncare, cazare, eventual? Deocamdată n-am putut să facem nimic de genul ăsta. Încercăm, pentru că ne-au blocat conturile. Blue Air se află într-o situație financiară dificilă și înregistrează pierderi de sute de milioane de lei. De curând, compania a fost amendată cu 2 milioane de euro de protecția consumatorului, pentru că a anulat aproape 200.000 de rezervări între aprilie anul trecut și aprilie 2022. Zborurile Blue Air sunt suspendate acum, potrivit companiei, până luni. Compania a transmis că zborurile programate să ajungă astăzi în țară vor fi respectate conform orarului publicat. Care este situația pe cel mai mare aeroport din țară? Ne spune colegul meu Cătălin Radu Tănase. Bună seara, Cătălin! Bună seara, Andreea, bună seara, doamnelor și domnilor. Până acum nu am primit niciun comunicat oficial din partea Blue Air prin care compania aviatică să spună, mai degrabă nu nouă, ci miilor de oameni care suferă în aceste momente, cum are de gând să rezolve această situație. Potrivit premierului Nicolae Ciucă, sunt numai puțin de 3.000 de români care așteaptă pe 4 aeroporturi din România și pe, cu siguranță, mult mai multe aeroporturi din străinătate, ori să plece la muncă peste hotare, ori să se întoarcă acasă. Gândiți-vă că vorbim de cel puțin 15 avioane care astăzi nu au plecat din România. Avioane ale companiei Blue Air. Ei bine, sunt tot atât de multe curse care ar fi trebuit să se întoarcă cu românii noștri din străinătate către țara noastră și evident că oamenii au rămas acolo. Dacă avioanele n-au decolat din România, era imposibil ca acestea să decoleze din străinătate și să aterizeze spre seară înapoi în țara noastră. Potrivit aeroportului internațional Henri Coandă, numai puțin de 7 aeronave ale Blue Air sunt în acest moment staționate în zona de parking a aeroportului, pentru că nu pot decola. Compania, după cum ați văzut, a anunțat că cel puțin până luni, 12 septembrie, avioanele nu vor mai pleca în străinătate, însă cumva dădea de înțeles că astăzi cursele din străinătate către România ar fi respectate în așa fel încât românii să ajungă acasă. Cert este că în imaginile pe care le-ați văzut ceva mai devreme și din interviurile pe care le-am realizat atât noi la București cât și colegii din întreaga Românie, oamenii sunt disperați pentru că au străbătut sute de kilometri și au ajuns aici pe aeroport doar ca să afle că toate cursele Blue Air sunt anulate, fără ca cineva să le dea o explicație, să li se dea apă sau mâncare, deși acestea sunt procedurile. Cel care a vorbit ceva mai devreme, reprezentantul operațional al Blue Air pe Otopeni, a spus că atâta vreme cât conturile companiei sunt blocate, nu le poate fi asigurat
dată apa, cazarea sau mâncarea pasagerilor care s-au trezit blocați în aeroporturi și că dacă vor, ori așteaptă până luni, ori cer rambursarea biletelor. De asemenea, Ministerul Turismului le spune românilor care au cumpărate vacanțe să se ducă și să vorbească cu agențiile de turism la care au cumpărat aceste pachete pentru a-și recupera datoriile, pierderile suferite sau cumva să li se rezolve vacanțele prin alte variante oferite de acele companii. Cert este că nimeni deocamdată nu știe cum va evolua situația, când vor fi deblocate zborurile și mai ales unde vor dormi oamenii aceștia, ce vor mânca, dacă mai au bani să se întoarcă acasă sau nu, Andreea. Mulțumesc, Cătăline. Emoții mari și pentru 100 de pasageri ai unei aeronave care a decolat dimineața din Cluj-Napoca către Grecia. La 13 minute după decolare, o pasăre a intrat într-unul dintre motoare, iar avionul a revenit de urgență pe pistă în siguranță. Inițial, piloții au crezut că a fost vorba despre mai multe păsări lovite. Aeroplanul 673, ați spus că ați găsit porumbei, ne puteți spune și cât pentru raport? 1673, estimează undeva la 6-7 porumbei. Da, acum se leagă, mersi. Confirm, le-ați luat la motor direct? Da, motorul 1. Confirm. Urmați indicații dispecerului, la reauzire. Da, la reauzire. Pasagerii au fost informați și li s-a cerut să aștepte până când o altă aeronavă îi va prelua în această seară. În timp ce unii au rămas în aeroport, alții au preferat să se plimbe prin oraș. Reprezentanții companiei au transmis că toți călătorii au primit vouchere pentru mâncare și apă. S-a stins o stea a scenei românești, actrița Valeria Seciu. A lăsat în urmă roluri memorabile la Teatrul Mic și la Național. Ne amintim de ea în câteva momente. Un român de 33 de ani și-a ucis cu sânge rece soția cu 3 ani mai mare, tot româncă în orașul Furt din Germania. Martorii spun că cei doi ar fi avut o ceartă extrem de violentă care a escaladat. Medicii au găsit-o pe femeie fără suflare. Suspectul a fost încătușat la fața locului, iar acum este în arest. Apropiații spun că omul ar mai fi amenințat-o pe victimă cu moartea și este posibil să fi fost sub influența drogurilor. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Mihaela și Cătălin locuiau în Germania de 9 ani și aveau împreună un băiat și o fată. El, spun apropiații cuplului, ar fi rămas de curând fără serviciu, iar ea nu lucra pentru că avea grijă de copii și primea o indemnizație din partea statului german. Cunoscuții familiei spun că bărbatul ar fi fost dependent de jocurile de noroc, la care ar fi pierdut mulți bani. M-am întâlnit cu el acum, să zic, vreo 3 luni în metro, am povestit cu el, zicea că a băgat o sumă mare de bani la jocuri de noroc. Mama Mihaelei susține că bărbatul fiicei sale obișnuia să consume și substanțe interzise și în trecut, între cei doi au mai existat certuri, iar Cătălin și-ar fi amenințat soția cu moartea. Nu era un tip violent sau fie pus pe scandal. Vorbea cu drag de copiii lui, de familia lui. Sâmbătă parcă i-a văzut cineva la un fest aici în Germania și era împreună cu familia, deci era normal. Nu știu ce, de la ce a fi putut porni cearta. Vecinii cuplului din blocul din centrul orașului Firt spun că au auzit mai întâi țipete în apartamentul familiei. Oamenii au sunat la poliție, iar agenții au găsit-o pe Mihaela cu mai multe răni pe corp. Echipele medicale nu au mai putut să o salveze. Într-un răspuns pentru știrile Pro TV, procurorul șef al parchetului din Nürnberg-Fürth a transmis că suspectul a fost reținut la fața locului fără a se opune. La solicitarea parchetului, un judecător de instrucție de la judecătoria competentă a emis un mandat de arestare împotriva învinuitului. Din cauza suspiciunii puternice de omor din culpă, acum este în arest. Dacă va fi găsit vinovat de omor deosebit de grav, în Germania, Cătălin riscă închisoarea pe viață. Un bărbat de 50 de ani din Dolj a sfârșit într-un accident teribil. Era pe motocicletă când în față i-a apărut o mașină care a virat la stânga, aparent fără să se asigure. Scenele au fost surprinse și de camerele de supraveghere. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. În imagini se vede cum șoferul mașinii așteaptă ca un alt motociclist să treacă. Apoi virează la stânga, moment în care victima, aflată pe a doua motocicletă, se izbește mortal de autoturism. Pe motor se afla Valentin, un bărbat de 50 de ani, din Calafat. Avea o firmă de construcții, iar în ultimii ani făcuse o pasiune pentru motociclete. Își cumpărase motorul recent și seara obișnuia să se plimbe. Ieri, drumul l-a dus la 25 de kilometri de casă, în localitatea Cetate. Înainte de impact, cu vreo 3 metri, deja este pe o roată, în poziția în care n-avea ce să mai fac. Deja este vertical. Asta ce înseamnă? Că el a frânat brusc.
cu frâna față. Când am ajuns aici era salvări, poliție, foarte multe lume, motociclist era pe jos. Când venea îi spuneam, Vali, mână încet, Vali, că rămâneam după ea inima când pleca. Uruitura aia, parcă era un avion. Foarte cu minte, nu că cu minte. Muncitor? Nu știu dacă se plimba des cu motorul, că n-avea timp că lucra pe la căși. În fața lui Valentin mergea un prieten de-al lui cu motocicleta. Acesta i-a făcut semn șoferului din mașină că mai vine cineva, dar bărbatul de la volan, în vârstă de 36 de ani, nu a observat. Instructorii spun că există cursuri speciale unde motocicliștii învață să evite obstacolele apărute brusc în față, cu riscuri cât mai mici. Primul motociclist merge foarte încet, trece lângă mașină, mașina vede, trece cam o secundă până apare pe filmuleț și al doilea motociclist deja cu frânare de urgență, vertical, practic, pe prima roată. Șoferul mașinii este cercetat pentru ucidere din culpă. 19 tineri cu vârste între 18 și 34 de ani au fost ridicați azi de polițiști și duși la audieri. Ar fi câștigat averi din tranzacții cu monede virtuale și nu și-ar fi plătit impozitul către stat. Prejudiciul estimat de procuror se ridică la peste 3,5 milioane de lei. Suspecții sunt acuzați de evaziune fiscală și aderare la grup infracțional organizat. Polițiștii de la investigarea criminalității economice au descins la prima oră la mai multe adrese din București, Dâmbovița și Olt, unde aveau informații că locuiesc membrii unei grupări specializate în tranzacții cu monede virtuale. Anchetatorii spun că suspecții au încercat să ascundă profitul, astfel încât să nu plătească impozitul datorat statului, peste 700.000 de euro. Din cercetări a reieșit că în perioada 2019-2022, 19 persoane ar fi constituit sau aderat la un grup infracțional organizat. Acestea ar fi avut ca scop săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prin ascunderea sursei impozabile reprezentată de venituri obținute din tranzacții cu monede virtuale. Piața tranzacțiilor cu monede virtuale a fost reglementată la noi abia în 2019, iar cei care obțin astfel venituri trebuie să plătească 10% impozit pe profit. Dacă cineva uită să declare și este descoperit, se alege cu dosar penal și va fi impozitat cu 16%. Este declarația anuală care se depune până pe 25 mai, ce obțin așa era ultima dată, și acolo sunt înregistrate toate câștigurile realizate. Partea faină este că pe multe dintre platformele unde se face tranzacționare, tu poți să-ți vezi istoricul, poți să ți-l descarci ca CSV, ca să știi exact cât ai câștigat din respectivele tranzacții. Suma de achiziție a criptomonedelor se deduce din suma de vânzare și, până la urmă, impozitul de 10% se aplică doar pe câștigul realizat. Potrivit unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, 63 de români au obținut în ultimii 5 ani venituri de peste 130 de milioane de euro din tranzacționarea criptomonedelor. Cei 19 tineri care au fost audiați sunt cercetați în libertate de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița. Dacă vor fi găsiți vinovați pentru evaziune fiscală, riscă între 2 și 8 ani de închisoare. Valeria Seciu, una dintre marile actrițe ale României, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani. Colegă de generație cu Ion Caramitru, Ștefan Iordache și Gheorghe Visu, Valeria Seciu a jucat zeci de roluri pe scenă și pe marele ecran. A terminat Institutul de Teatru în 1964, unde asistent era marele actor Octavian Cotescu, cel care avea să-i devină soț. Publicul a aplaudat-o la Teatrul Național și la Teatrul Mic, îndeosebi în piesele regizate de Cătălina Buzoianu. În iulie 2015, Valeria Seciu a primit o stea pe Alea Actorilor din Capitală. Ea are un fiu din căsătoria cu Octavian Cotescu. Acesta este de multă vreme călugăr la Muntele Athos. Copiii din familii cu venituri reduse vor primi un ajutor de la stat pentru haine și rechizite, până când mai pot depune părinții o cerere și câți bani dă statul, aflați în câteva momente. Se mulțesc problemele pe piața de energie, dar și amenzile date de Autoritatea de Reglementare în domeniu. 21 de milioane de lei este valoarea totală a sancțiunilor primite de companii doar anul acesta și s-a înregistrat un număr record de reclamații. Oamenii se plâng că au probleme cu sumele apărute pe facturi, iar dacă vor să schimbe furnizorul, procedura poate dura și câteva luni. În comuna Băbana din Argeș, aproape o treime dintre gospodării și-au schimbat furnizorul de energie electrică. Unii proprietari chiar de două ori, pentru că au avut probleme. Culmea că venea factură și de la furnizorul vechi și de la cel nou. Cel vechi a venit și a debranșat că reține și monopolul pe intervenții. După o lună s-au trecut iar la celălalt furnizor. Până le vine răspunsul că durează ceva timp, stă oamenii cu factură și de la ăla și de la ăla. E o debandată ce este în sistemul ăsta de distribuție a energiei electrice.
În alte cazuri, oamenii spun că schimbarea furnizorului durează mult mai mult de 21 de zile, cât ar trebui. Am înțeles că se așteaptă foarte mult, se așteaptă 3, 4, 5 luni, 6 luni. Problemele cu schimbarea furnizorului și cele cu facturile sunt cel mai des reclamate de consumatorii de energie electrică la ANRE. Pentru că facturile sunt tot mai mari, a crescut și numărul celor care vor să schimbe contractele pentru un preț mai bun. Oamenii s-au unit și în grupuri pe rețelele sociale, cum este acest grup, cu peste 40.000 de membri. În piață au fost foarte multe reglementări pe care furnizorii, nu toți furnizorii, le-au implementat în procesul lor de facturare. De aici au apărut și sincope în emiterea facturilor. Odată cu creșterea prețurilor din energie s-au înmulțit și problemele, dar și reclamațiile trimise de consumatori. Au ajuns la ANRE peste 27.000 de reclamații în primele 8 luni ale anului și deja sunt aproape de 3 ori mai multe față de 2020 și peste cele înregistrate anul trecut. Inspectorii ANRE au mers în controale și în unele cazuri au găsit probleme, așa că i-au și amendat pe furnizori și distribuitori cu peste 21 de milioane de lei în total anul acesta, din care 18 milioane sunt pentru companii de energie electrică. Dacă vorbim de furnizorii de energie electrică, Enel, Electrica Furnizare, E.ON și Hidroelectrica sunt în topul celor sancționați, iar dintre furnizorii de gaze naturale, CEZ, E.ON și ENGIE. În cazul Hidroelectrica, reprezentanții companiei ne-au transmis că o parte dintre amenzi au fost contestate în instanță. ENGIE, pe de altă parte, anunță că fluxurile companiei au fost supra-solicitate din cauza schimbărilor legislative, iar problemele particulare au fost remediate. Și Enel pune întârzierile facturilor pe seama termenelor de execuție scurte ale modificărilor legislative. Celelalte companii nu au transmis până la această oră un punct de vedere. O parte dintre ajutoarele pentru preșcolarii și elevii din familii defavorizate, în valoare de 500 de lei, vor fi virate în cursul acestei luni pe card. Acest lucru este valabil pentru elevii care aveau deja carduri, urmând ca în luna octombrie să fie distribuite și încărcate cardurile pentru noi beneficiari. În total, peste 300.000 de copii vor beneficia de acești bani pentru haine și rechizite, chiar dacă școala a început deja. Părinții care vor să ceară acest ajutor mai pot depune cereri până pe 10 septembrie la școala la care este înscris copilul. În acest timp, multe universități din țară și-au ocupat aproape toate locurile de la buget din vară, iar acolo unde cererea a fost mare, le-au suplimentat. Dar sunt și centre universitare care încă mai așteaptă studenți și se bazează pe sesiunea de admitere din această lună. Taxele de studii au rămas neschimbate în unele locuri, dar sunt și facultăți care le-au mărit. Universitatea din București, cea mai mare din țară, are în acest moment 8.000 de locuri libere, cele mai multe la sociologie, geografie și drept. La Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară s-au ocupat în vară toate locurile bugetate la specializarea medicină veterinară. Diferite programe de studii, cum ar fi agricultură, horticultură, Facultatea de Biotehnologii, de asemenea, nu mai are locuri disponibile la buget, dar candidații pot opta, bineînțeles, pentru un loc cu taxă la aceste facultăți. La Universitatea Politehnică din București a fost cerere mare la toate facultățile. Astfel, numărul de locuri la buget a fost suplimentat cu câteva sute pentru sesiunea de toamnă. Dar universitatea mai are peste 1.000 de locuri cu taxă la inginerie medicală, energetică, inginerie electrică, robotică sau chimie. Aș minți să spun că există un domeniu care nu are căutare în acest moment, pentru că avem cereri pentru absolut toate domenii. De la chimie, ingineria știința materialelor, științe biotehnice, nu doar calculatoare sau inginerie medicală sau electronică. Și la Universitatea Politehnică din Timișoara, cei mai mulți studenți au mers la automatică și calculatoare. Am ocupat mai multe locuri în vară, am avut o admitere cam ca și în perioada prepandemică, adică una foarte bună. Totuși a rămas numărul de locuri la chimie industrială și ingineria mediului, de exemplu, sau la facultatea de mecanică, la zona de energetică, de exemplu. Toate universitățile din țară, cu mici excepții, organizează sesiune de admitere în septembrie. An de an, numărul facultăților de la noi este în scădere. Dacă în 2011, de exemplu, erau înregistrate peste 600 de facultăți, anul trecut erau 550. Atenție, peștele de râu de munte conține mult microplastic, așa ar trebui să sune avertismentul autorităților sanitare în viitorul apropiat. Campania România la PET vă arată astăzi cum plasticul aruncat pe malurile apelor, dar și pe câmpuri și pășuni ajunge în alimentația noastră. Microplasticul nu dispare atunci când peștele este gătit, iar la laborator se vede cum aceste viețuitoare conțin particule în tot organismul.
Terenurile agricole și albiile râurilor sunt locurile în care se aruncă masiv deșeuri, iar gunoiul are un circuit în natură. Când apar gropi de gunoi ilegale și oamenii le sesizează, autoritățile locale drec busuiocul încălcând legea și toarnă pământ peste mormanele de mizerie. Plasticul îngropat devine microplastic și, într-un final, intră în organism pentru că se plimbă pe lanțul trofic. Suntem în vestita țară a moților, în Munții Apuseni, la granița județelor Alba și Cluj. Locuri de o frumusețe rară cu potențial turistic uriaș. Baia de Arieș e un fost orășel minier, ridicat pe malurile râului Arieș. La periferia urbei găsim un uriaș depozit clandestin de gunoi, iar urme recente dovedesc îngroparea deșeurilor aruncate până aproape de cursul apei. Radu Stoica e activist de mediu, are o fundație care organizează periodic strângerea gunoiului de pe Valea Arieșului. A filmat acest loc în urmă cu câteva luni și deșeurile erau toate la vedere. Situația s-a schimbat însă după ce omul a făcut sesizări la primărie și în mediul online, doar că gunoaiele nu au fost adunate. Aici avem o groapă de gunoi ascunsă de autorități și au trimis angajații aici. Angajații au acoperit gunoaiele și le-au amestecat cu pământ. Uite și aici, în stânga. Deci dacă asta nu-i dosar penal, atunci, scuzați-mă, eu pot să mă apuc de omorât oameni pentru că nici ăla nu-i dosar penal. O suprafață cât două terenuri de fotbal pe malul drept al Arieșului a fost răscolită și nivelată cu buldoescavatorul. Vine un strat de dedesubt, aici au venit și au pus pământ deasupra, au trecut cu mașina dus întors și dedesubt îs deșeuri. Ziceți că e pământ, uitați. Cum au ascuns ei gunoaiele. Saci întregi de gunoi, uitați. Uite, haide! Doamne! Deci, am zis că continuă, da? Am semnalat și noi situația pe rețelele de socializare, iar comisarii gărzii de mediu s-au sesizat rapid, deși mai fuseseră și în trecut avertizați de către activistul de mediu despre dezastrul din natură. Șeful instituției pe județul Alba a condus echipa mobilizată pe teren. Primăria este proprietarul acestui teren. Primăria cu siguranță va primi o amendă, se va face o plângere penală și ca măsură complementară va fi clar să se aducă la stare inițială, să se ducă de toate deșeurile într-o stație autorizată. Domnule, odată rău făcut este clar. Deci odată este rău că îl pui pe teren și fără doar și poate abandonarea deșeului se sancționează conform legii. Dar o chestie urâtă și premeditată este faptul că îl acoperi. Da. Cazul mare este că pe marginea. Da, păi suntem în zonă de Arieș. La Baia de Arieș pasc vacile pe lângă folii, peturi, pungi și alte mase plastice, iar pescarii prind pește pe care îl pun apoi pe masă familiei. Pește am dus și noi la laborator pentru analiza de microplastic. Am analizat branhiile, țesutul muscular și tubul digestiv. De exemplu, aici avem rezultatele obținute de la branhiile unui pește și anume am identificat diferite fragmente și fibră, de exemplu aici este o fibră albastră. S-a analizat și țesutul muscular al peștelui, fiind identificate ca polietilenă. Și celălalt pește, analizându-l, am obținut aceleași rezultate. Diferite fragmente. Sunt îngrijorătoare rezultatele? Eu zic că da. Pentru că acest mic exemplu în care probabilitatea să găsim plastic într-un pește, dintr-un râu, din România, cules la un moment dat, este mică, conform unei rațiuni primare. Cu toate astea, rezultatele noastre indică faptul că un pește dintr-un râu, dintr-o țară poluată, conține microplastice. O să mergem la primărie, după care să vedem exact cum procedăm în continuare. Echipa de control a mers direct la primărie, unde edilul orașului Baia de Arieș a recunoscut că a solicitat oamenilor săi să ecologizeze zona și au făcut cum au știut. De față cu comisarii, spune că el a cerut nivelarea terenului și implicit îngroparea deșeurilor, dar că n-a știut că este infracțiune din 2022. Îngroparea din acest an e infracțiune. Îngroparea deșeurilor. Știți foarte bine chestiunea asta și noi am să perindă asta de mulți ani. Dar nu se perindă de mulți ani, din acest an e infracțiune. Deci îngropat, incendiat, o să vedem exact. Adică eu am crezut că poate nu ați fost la fața locului, dar ați fost și la fața locului. Am fost, sigur, să văd, am fost. Primarul își pune cenușă în cap și se scuză. Nu sunt de acord cu nici cu îngropatul, nici cu aruncatul, nici cu datul foc. Bineînțeles că trăim într-o țară în care trebuie să ne... Eu acum am fost ca paranteză în Spania, să ne salvate și față de oamenii de acolo. Plasticul care ajunge în apă
ajunge să fie băut de oamenii din Turda. Situația de fapt îmi pare rău, suport consecințele, le suportăm. Am revenit la terenul cu pricina a doua zi după controlul gărzii de mediu. Surpriză! Cineva a adunat mormane și apoi a incendiat gunoiul de la suprafață, adică o altă infracțiune. La fața locului am găsit un angajat al primăriei însoțit de un localnic. Da. E benzină? Păi cu asta s-a dat foc. Cine incendiază? Vine și dau focul. Cine? Deci le aduce, seara le aduc și după aceea și le dau focul. Dar focul i-a prins acum, de dimineață, nu-i de azi noapte. Da, da, și acum le dau. Am găsit la fața locului și un reprezentant al primăriei însoțit de un alt localnic. Au lângă ei o greblă și la doi pași se afla o sticlă cu benzină. Oamenii spun că nu ei au pus focul, ci au fost chemați de alți localnici să vină să vadă aici dacă cineva incendiază. Asta e PET, asta este polietilenă. Microfragmente pe care le înghițim prin produse alimentare, prin apă, prin ceea ce consumăm. Cum ajung ele, de exemplu, în creier, în rinic, în ficat? Vrem nu vrem, suntem o țară invadată de plastic, chiar și în zone ale României, despre care se spune că au oameni gospodari și harnici. Transilvania are însă râuri de peturi și ogoare cu gunoi. Comunități montane și submontane dezvoltă un dezastru ecologic la vedere, cu efecte pe termen lung. S-a schimbat complet peisajul pe plaja din Eforie Sud. În doar câteva zile de la începerea operațiunii de extindere, fâșia de nisip are deja 70 de metri. Lărgirea se va face tot cu nisip adus din largul Mării Negre. Între timp, plaja lățită din Mamaia va intra într-un proiect pilot. Ordinul Arhitecților din România și Apele Române caută soluții pentru o amenajare responsabilă și cu bun gust. Așa arăta plaja din Eforie Sud în urmă cu două săptămâni. În unele locuri, fâșia de nisip avea 2 metri lățime. Acum, după demararea lucrărilor, bucata de nisip se întinde pe 70 de metri. Plaja din Eforie se va lărgi pe o distanță de 6,7 km. Lucrările au început în zona portului Belona și se întind până la intrare în localitatea Tuzla. Așadar, vom avea 100-120 de metri de plajă de aici și până la linia apei, iar în acest moment 60-70 de metri sunt deja gata. S-a întâmplat în zilele cu furtună, apa se ajungă până în zidul restaurantului. Și, bineînțeles, n-am putut folosi terasa. Automat, locurile pentru plajă de șezlonguri au fost destul de limitate și atunci mărirea plajelor ne ajută în acest sens. Nisipul nou este grunjos, adus tot din largul Mării Negre, lucru care în Mamaia n-a fost pe placul turiștilor. Autoritățile ne asigură însă că nisipul va redeveni fin, în cel mult 5 ani. Între timp, la Mamaia va fi organizat un concurs internațional de proiecte pentru amenajarea plajei deja lățite, cu implicarea arhitecților români. Până atunci vom genera același haos care caracterizează de foarte mulți ani anumite secțiuni de plajă, unde lucrurile nu sunt în regulă, unde construcțiile nu sunt legale, unde se dispută tot timpul proprietatea. Mai avem 3 loturi de scos la licitație, 2 s-au trebuit contractele. Se pregătesc lucrări pentru extinderea plajelor și de la Olimp până la Mangalia, iar ultimele plaje extinse vor fi la Costinești și 2 Mai. La ora actuală sunt construite 7 diguri cu o lungime de aproape 3 km. 6 din ele sunt perpendiculare pe țărm, iar cel de-al 7-lea este paralel cu țărm și are rol de protecție și pentru implantarea de iarbă de mare. Per total, aproximativ 50 de hectare de plajă uscată. Singura plajă care va rămâne în același stadiu este cea din Vama Veche, declarată rezervație naturală. Pentru a doua oară, ministrul energiei are de trecut testul moțiunii simple. Opoziția a cerut demisia după ce limitele de plafonare pentru facturi au fost schimbate. Pentru a evita noi altercații cu George Simion, Virgil Popescu a preferat să stea în banca de parlamentar alături de colegi, nu la locurile rezervate guvernului. Dar de ce nu ne onorați să stați acolo? Că sunteți ministru. Uite cum se apără băieții, șefele late. După ce la ultima moțiune împotriva sa a fost implicat într-o altercație cu liderul AUR, ministrul energiei a preferat să stea în banca de parlamentar. Colegii de partid au fost instruiți să-i fie aproape și să aplaneze un eventual conflict. Aleșii AUR au dat târcoale băncilor liberalilor. Păi nu că stă unde vrea, trebuie să stea unde e locul. Păi ce mă împinge așa? Ce te-am zis și te-am atins? Despre moțiune
Pot să vă spun că a fost făcută exact cum pregătești un ghiveci românești, cu legume, câte ceva pentru fiecare. Totul condimentat cu minciuni. Parlamentarii USR, cei care au inițiat moțiunea, îl acuză pe ministrul energiei că nu a plătit furnizorii pentru schema de plafonare și că a încurajat băieții deștepți din energie. Constat și o premieră negativă, prima dată când unui ministru îi e frică să se așeze pe locul destinat miniștrilor. Virgil Popescu arde gazul de pomană. O să vină și pentru voi și pentru ei ziua de contului. Nemulțumiri a stârnit și noua ordonanță din energie. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că actul normativ va fi modificat în Parlament la nici o săptămână de când a fost adoptat. Instituțiile de cult nu au fost prinse, aici bisericile, ceea ce este o eroare. Serviciile publice, iarăși a fost o scăpare majoră, indiferent cât de mult ar trebui să suporte bugetul, nu putem să lăsăm o escaladare a prețurilor la serviciile publice. Moțiunea va fi votată mâine. Sprijinită în baston, regina Elisabeta II a Marii Britanii a încredințat conservatoarei Liz Truss misiunea de a conduce guvernul în aceste vremuri dificile. Politiciana de 47 de ani devine al 15-lea premier britanic din domnia de 70 de ani a suveranei. Primul test îl dă chiar la această oră, când susține primul discurs oficial în calitate de premier și anunță componența noului cabinet. Puțin după prânz, regina Elisabeta a II-a a numit-o oficial pe conservatoarea Liz Truss la șefia guvernului londonez. Este al 15-lea premier confirmat de monarh în cei 70 de ani de domnie. Este însă prima oară când procedura nu se derulează la Palatul Buckingham, ci la castelul Balmoral din Scoția, unde regina își petrece vacanța. Din cauza problemelor de mobilitate, suverana nu a făcut deplasarea la Londra. Cu puțin timp înainte să o primească pe Liz Truss, regina s-a întâlnit cu Boris Johnson, care i-a înmânat demisia. Nu înainte să susțină un scurt discurs de adio în fața faimoasei uși de la Downing Street 10. O nouă ocazie de a-și demonstra talentul oratoric, în contrast izbitor cu succesoarea lui. And I know that Liz Truss and this compassionate conservative government will do everything we can to get people through this crisis. And if Putin thinks that he can succeed by blackmailing or bullying the British people, then he is utterly deluded. Johnson a trecut în revistă realizările mandatului său, dar n-a uitat să lanseze câteva săgeți la adresa propriilor colegi de partid, pe care i-a acuzat că au schimbat regulile în timpul jocului. O aluzie la demisiile în masă din funcții guvernamentale, după ce câștigase un vot de încredere în rândul conservatorilor. A făcut totuși un apel la unitatea partidului. If Dylan and Larry can put behind them their occasional difficulties, then so can the Conservative Party. În ceea ce privește o eventuală revenire în prim planul vieții politice, Boris Johnson a apelat la metafore savuroase. That I am now like one of those booster rockets that has fulfilled its function, and I will now be gently re-entering the atmosphere and splashing down invisibly in some remote and obscure corner of the Pacific. Well, this is it, folks. Thank you all very much. Thank you and goodbye. Thank you. Potrivit analiștilor economici, Liz Truss moștenește o catastrofă economică. So I think we're going to have a very radical right-wing free market prime minister, and one that actually is more of an ideologist than a pragmatist. Boris Johnson, just to contrast it with him, Boris Johnson was someone who, he was kind of all over the place. He didn't really believe in anything except Boris Johnson. Whether that survives being prime minister is, and this present crisis is questionable, but... Rivalii ei politici n-au nicio vorbă bună despre noua șefă a guvernului. If she governs as she has campaigned over the summer, she will be a disaster, not just for Scotland, but for all of the UK. Nici responsabilii străini n-au arătat bunăvoință. As to what we expect, it is extremely clear, it has not changed one iota. We expect the full implementation of the withdrawal agreement, the trade and cooperation agreement that we have signed, and of course the Northern Irish protocol. Previzibil, Moscova a marcat instalarea noului premier britanic cu ironii. Свои принципы, которые прежде всего
отстаивания интересов Британии без стремления каким-либо образом учитывать позиции других, без особого стремления идти на какие-то компромиссы. Не думаю, что это будет помогать сохранять или укреплять позиции этой страны на международной арене, которые явно пошатнулись после выхода из Евросоюза. Iar Vladimir Putin a aprobat noua doctrină de politică externă a Moscovei, un document care afirmă că Rusia ar trebui să protejeze, să salveze și să promoveze tradițiile și idealurile lumii ruse, adică și pe ale rușilor care trăiesc în țări independente după destrămarea URSS. Este de altfel și argumentul invocat de Kremlin pentru a justifica operațiunea specială militară din Ucraina. Însă invazia rusă pare împotmolită, inclusiv din lipsa echipamentelor și a munițiilor. Așa se face că, potrivit serviciilor secrete americane, Moscova ar fi ajuns să cumpere milioane de obuze de la Coreea de Nord. În vizită în Kamchatka, în extremul orient rusesc, Putin a legat o întâlnire cu îmblânzitorii de șoimi de misiunea armatei sale în Ucraina. Caracterul un dobrei, miroliubivii, spokojnii, no если он разозлится, то он превращается в настоящий шторм. Лучше его не злить. Да, поэтому хочу получить ваше одобрение на то, чтобы назвать его штормом. Штормом. Шторм у нас называются подразделения, военные подразделения, выполняющие особо важные и опасные задания в ходе специальной военной операции на Донбассе. Так что это подходящее для него. Interacțiunea cu șoimul Ștormo a venit după aprobarea noii doctrine de politică externă a Moscovei, un document de 31 de pagini, construit în jurul conceptului lumea rusă, folosit deja de Kremlin pentru a justifica invadarea Ucrainei. Та трагедия, которая сейчас происходит на Донбассе, это результат деятельности националистического неонацистского режима, который в 2014 году захватил силой, захватил власть. Наш долг оказать помощь этим людям. И Россия это делает. De ani de zile Putin insistă asupra ceea ce el consideră a fi soarta tragică a aproximativ 25 de milioane de etnici ruși, care s-au trezit trăind în afara Federației, în state independente, apărute după destrămarea URSS. Dimineață Putin a asistat la exercițiile militare, la care participă de o săptămână mai multe țări aliate, inclusiv China, în Orientul îndepărtat rusesc. N-au însă nici pe departe amploarea dorită, întrucât trupele și echipamentele sunt prinse pe frontul din Ucraina. Serviciile secrete americane au stabilit că Moscova cumpără rachete și milioane de obuze de artilerie din Coreea de Nord. Asta după ce recent au primit și drone iraniene, nu tocmai funcționale. Potrivit The New York Times, aceste achiziții demonstrează că sancțiunile își arată efectele, reducând capacitatea Rusiei de a-și susține invazia. Între timp, ministrul britanic al apărării l-a comparat pe președintele rus Vladimir Putin cu un traficant de droguri, care profită fără scrupule de dependența europenilor de gazele Rusiei. Dacă nu rămânem uniți, dacă nu facem față acum, aceste amenințări nu vor dispărea de la sine, iar pentru oamenii din Praga sau Köln, dacă cedezi în fața traficantului, traficantul de droguri sau a tipului care te face dependent de heroină, el se va întoarce pentru mai mult. A argumentat Ben Wallace. Надо знать, что проблемы с прокачкой возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Este cea mai dură și explicită declarație de până acum, prin care Kremlinul condiționează livrările de gaze de ridicarea sancțiunilor. În replică, președintele francez Emmanuel Macron a apărat solidaritatea europeană în domeniul energiei, după o convorbire cu cancelarul Germaniei, Olaf Scholz. Cei doi au convenit asupra unei poziții comune, în așteptarea negocierilor europene cu privire la contracararea scumpirii galopante a costurilor pentru energie. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Mais notre objectif, c'est par ce biais-là d'économiser environ 10% de ce qu'on consomme habituellement. Et c'est faisable. Si nous savons collectivement nous comporter de manière plus sobre et nous savons faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de coupure.
Un câine din Italia se poate considera foarte norocos după ce pompierii italieni și-au dat silința să-l salveze dintr-o râpă în care alunecase în timp ce hoinărea printr-o pădure din nordul Italiei. Cățelul a căzut mai mult de 20 de metri în gol, iar stăpânul lui a cerut ajutor. Un pompier a coborât în rapel și a recuperat bietul patruped speriat. După ce s-au convins că nu este rănit, pompierii l-au încredințat stăpânului recunoscător.